Bună, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom încerca o rețetă care am găsit-o pe internet. Nu este o rețetă de-a mea. Ce am adăugat la ea este baconul. O să facem vinete cu bacon, cu mozzarella sau zotarella, pătrunjel, usturoi și roșii. Vom începe prin a elibera prima oară fundul, că sunt prea multe pe el. Așa. Și primul și primul lucru ce vom face, vom tăia vinetele pentru a putea să le... Vine, dacă faceți această rețetă, trebuie cu 30 de minute înainte să tăiați vinetele și să le frecați cu sare, pentru că se lasă lichidul ăla din ele. Eu cam am greșit când le-am tăiat. Voi o să vă descurcați mai bine, sigur de asta. Să tăiem și pe a doua. Asta am tăiat-o și eu mai bine. Este prima oară când fac rețeta asta și o fac pentru că mie îmi plac foarte mult vinetele și le mâncăm doar în salată de vinete. Noi altceva nu știm. Și am zis să încerc să vedem cum iese. Sau pe grătar. Dar așa n-am mai mâncat și chiar sunt foarte curios. Acum dăm bine cu sare pe toate părțile, ca să devină mai moale și să lase sucul acela de la vinete. O frecăm bine peste tot. Vedeți, acolo am greșit unde am tăiat-o. Dar nu nimic, din greșel se învață, nu vă stresați. Le punem acum pe o tavă și le lăsăm 30 de minute la scurs. Și în timpul ăsta o să pregătim ce mai ne trebuie. Usturoi, îl curățăm. Un o zbura pe jos, o să luăm imediat. Și după ce curățăm usturoiul, o să-l dăm prin presă. Să-l face foarte mărunt. Acum luăm pătrunjelul și îl tocăm și pe acesta mărunt. Vă trebuie o legătură bună. Și după ce îl vom toca mărunt, îl vom pune împreună cu usturoiul. Ca un adevărat ninja. Cred că am fost născut în Japonia, dar nu mi-am dat seama. Așa, curățăm cuțitul. Nu faceți asta acasă, mai ales dacă aveți o mână. Și acum amestecăm bine pătrunjelul cu acest usturoi. Și o să îl lăsăm deoparte, o să ne trebuiască la sfârșit, înainte de a le pune în cuptor. Și după ce le scoate din cuptor, o să ne mai păstrăm un pic. Bun, acum să ne apucăm să tăiem și roșiile. Dacă puteți și aveți posibilitatea să cumpărați roșii mai mari, cumpărați. Eu n-am găsit, chiar nu am găsit astăzi roșii mai mari decât soiul ăsta. Dar este de recomandat să cumpărați roșii cât mai mari, pentru că stă mai bine felia. O să vedeți când o să încep să umplu. O să am probleme de aranjare. Bun, după ce am terminat cu roșiile, am pus zotarella, mozzarella la pe șervețel, să mai se scurgă un pic și acum o tem și pe ea, tot așa, ca și pe roșii. Nu există nimic mai bun pe lumea asta ca brânză. În orice mod și de orice, de capră, de oaie, de vacă, foarte bună. După ce am tăiat și cealaltă bucată de zotarella, am mai pus o dată șervețelul pe ele, să mai tragă un pic de apă. Și o să ne punem acum să... Vedeți, a lăsat apă, o să ne punem acum să le umplem, să cu roșii, cu mozzarella și cu bacon.
eu am început și după aia am dat play. Prima oară am vrut să văd, să-mi găsesc stilul prin care pot să fac. Mi este un pic mai complicat cu o mână, dar am reușit. Și ideea este că trebuie să băgați roșie, mozzarella, roșie, mozzarella și după aceea și baconul să-l întindeți pe toată lungimea vinetei și faceți așa până umpleți toate fâșiile de vinete. Bun. Indicat este să le puneți în tavă. Eu n-am avut, am avut doar o tavă foarte mare care n-am vrut să folosesc și le-am pus în grill, în cuptor, dar nu are nimica. Dar normal ar fi să le puneți în tavă, poate face și mai multe, 4-5, atunci e și logic o tavă. Acum am pus și cea de-a doua, tot timpul a doua mi este mai bine pentru că am un pic de exercițiu. Până acum arată foarte bine, sunt curios să văd ce gust are. Un gust rău nu poate să aibă, având în vedere că sunt vinete cu brânză și cu roșii și cu bacon, adică ce poate să fie rău, dar n-am mai încercat. Acum le-am pus în tigaie și punem pătrunjelul cu usturoiul peste ele. Puneți să fie suficient, nu doar puțin, să mai lăsați după, să aveți după ce le scoateți din cuptor. Și după ce ați pus pătrunjelul și usturoiul, vedeți, am lăsat un pic. Foarte important este să puneți ulei de măsline și trebuie pus, adică acum să nu exagerați, să faceți baltă, dar trebuie pus ca lumea peste ele și un pic și în tigaie. Așa. Puneți, nu vă fie milă. Și un pic în tigaie. Și acum o să punem tigaia cu, punem un pic de piper și o să punem tigaia la cuptor pe ventilație la 180 de grade timp de 50 de minute. Rezultatul după 50 de minute îți lasă gura apă. Și asta a fost rețeta pentru astăzi. Cum v-am spus, asta a fost o rețetă luată de pe internet. Eu doar am adăugat bacon, dar vă recomand să faceți și fără bacon, va fi la fel de bună. Numai dacă sunteți chiar niște iubitori de carne cum sunt eu, atunci da, dar să știți că este foarte bună și fără bacon. Și vă doresc numai bine, sănătate și vă aștept data viitoare la un alt episod. Nu uitați să vă abonați și să dați share și vă las să admirați pozele și să mai salivați un pic.